acela. De ce să vă doriți, doamna Nagie, să plecați? Deodată așa. Tocmai se rezolvaseră problema cu Elena, sunase mama ei, au venit fetele, cumnata și prietena, familia ei foarte încântată de Lucian, chiar au încurajat-o să continue relația asta. Și acum dumneavoastră cu Lucian spuneți că vreți să plecați. Adică de ce acum? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Și atunci? Aici nu cred că o să meargă. Poftim? Nu cred că o să meargă aici. Ce? Relația mea cu Elena. Păi de ce? Nu poate ea să se concentreze pe noi doi. Păi și tu ești sigur că afară o să meargă? Încerc. Deci tu zici că ea de fapt este cea care nu se poate concentra pe voi doi, de-aia prefer să pleci nu, tu. Nu, numai ea, nu da vina. Ce spuneți, doamna Nagie? Nu, numai Elena, și el. Și îl simt și eu, și nici eu nu mi-am găsit locul. Nu pot să mă acomodez deloc. Deci dumneavoastră spuneți că relația dintre ei doi nu prea merge aici în competiție? Nu, din punctul meu de vedere e ok. Nu știu ce au hotărât ei. Merge, dar ați văzut dumneavoastră când ne certăm, când... Da, așa se întâmplă peste orice, tot, nu? Așa este în orice cuplu. Elena, ne aude? Da. Hei, ce face Elena? Ce ai în cap? Ce drăguță ești? Mulțumesc. Mai stai și pe scaunul ăla colorat? Auzi... Mă rog. Nu am înțeles decizia asta. Tu știai despre decizia lui Lucian și a doamnei Nagie, tamne da. Sam, să plece? Da, normal. De ce? Discutăm orice. De ce? Pentru că nici doamna Nagie nu se simte bine, ne dorim să încercăm afară, pentru că simțim că afară... Dați vina unul pe altul. Lucian zice că tu nu te poți concentra la relație în emisiunea da. Asta. Tu spui că doamna Nagie nu se simte nu, bine. Nu, am zis că unul dintre motive e și cu doamna Nagie că nu se simte bine... Și nici noi nu ne simțim în largul nostru aici să fim, nu știu, doar noi doi și atât, tot timpul. Și ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu mine, toată lumea a avut de spus lucruri la adresa mea, n-am putut să mă concentrez pe relația mea și tot timpul eram supărată, ba, nu-mi convenea ceva și normal că îl înțeleg pe Luci să nu-i... convine situația. Adevărul că e rău să fii pe locul 2, nu? E rău. Nu e vorba de loc, doamna Mirela, că aici nu e vorba neapărat de voturi, de loc. Păi nu, dar cei de afară înțeleg că sunt cei care te critică, da? Culmea e că tot cei de afară te votează. Cum îți explici atunci că ești pe locul 2? Nu știu. Păi, vezi? Nu știu. Poate câteva chiar mesaje nu reflectă opinia, nu că poate. Sigur, iată, în cazul tău. Chiar le mulțumesc susținătorilor care sunt alături de mine și care nu dau în alții pentru a mă ridica pe mine și mă apreciază și mă respect așa cum sunt și nu mi-au spus niciodată să mă schimb de ceva anume. Chiar le mulțumesc pentru asta și pentru fetelor ieri care mi-au trimis flori. Vă pup, mulțumesc mult. Oricum, eu cred că acestea sunt niște pretexte. Sunt alte cauze și nici de cum faptul că, vezi, doamne, nu vă puteți concentra pe relație și vreți să plecați din concurs. Poate că nici voi nu sunteți convinși că merge bine totul între voi. Poate nici afară nu va merge bine. Până la urmă, ați venit într-un astfel de show în care știați că prima regulă este să n-aveți confortul de acasă. Acum să începeți să spuneți că ne-am găsit, plecăm, că aici ne e rău. Lucru care am văzut că se întâmplă și între Daniel și Valentina. Vorba neapărat mai nou. Că ne este rău, dar... Nu știu, în ultima perioadă... E chiar extraordinar. Nu, eu nu înțeleg anumite lucruri, nu le înțeleg. Dar până la urmă nu trebuie să le înțeleg eu, trebuie să le știți dumneavoastră și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Oricum, pentru mine a fost un șoc să spun așa mesajul pe care ieri l-am citit, fiindcă am aflat din acel mesaj de dorința dumneavoastră, nu v-ați exprimat-o în ultima vreme în emisiune. Bun...